Salutare tuturor! Astăzi un episod special al videoblogului, deoarece mă aflu în curte la AGES, AGES Târgu Mureș, compania care s-a listat anul trecut pe Bursa de Valori București, despre care noi am mai discutat în cadrul episodului. Astăzi AGES organizează Ziua Porților Deschise, un eveniment special și am profitat de această ocazie ca să vin aici la AGES și să vă arăt cum arată AGES în hala lor de producție, cu ce se ocupă, să vă arăt utilajele cu care ei lucrează, așadar un episod special și la final voi sta de vorbă și cu domnul Molnar Gábor, căruia îi voi adresa o serie de întrebări pe care le am deja pregătite. Am mai văzut asemenea instalații, astea sunt cele care am și anunțat pentru Valeo. Fiind a treia sau a patra, deja mă rog, și produce niște bani, fiindcă prototipul practic este instalații care funcționează. Numai că toate detaliile, toate elementele care sunt necesare la asemenea proiect nu se pot estima de la început. Și bineînțeles, omul mai pune o mică rezervă, dar nu poate să pune rezervă timpul care e necesar pentru proiectare, timpul pentru ajustare. Asta deja instalația a patra sau a cincea și deja la aceste instalații câștigăm și bani. Bineînțeles, câștigăm foarte multă experiență, fiindcă deja asta face parte din categoria instalațiilor premium. Deci așa ceva nu poate să fabrice nici ce ar firme care sunt la fel de mari ca noi sau mai mari, fiindcă n-au ocazia. Deci ca să faci o asemenea instalație, în primul rând trebuie să fie acceptat de client. Bineînțeles, condițiile de plată sunt foarte speciale, fiindcă industria auto spune vrei, faci, nu vrei, nu faci. La această instalație deja marja de profit ajunge până la 8-9%, dar sunt instalații la care marja trebuie să ajungă 15-20 ca să compenseze cele care sunt în fază de, hai să zicem, prima instalație. Iar aici este acea levitație care în urma experienței folosirii e o instalație foarte utilă, deci acum am cerut să mai rămână două zile, că poate cineva mai vine să vadă, însă e o instalație care e foarte, foarte potrivită pentru aplicația respectivă. Deci, vedeți, aceste lingori care se fac, se topesc, mă rog, în condiții de atmosferă controlată, după aceea se ia, deci s-a făcut o mulțime de probe. Întregul proiect este foarte, foarte real, deci și interesant. La Universitatea de Medicină deja au rezultate care material este mai prietenos cu organismul. E interesant. Iar la magneziu e o problemă, că ia foc. E pregătit într-o compoziție de aliaj prestabilit, astea sunt chestii de magneziu. Deci un magneziu fixt se folosește la chestii auto, aviație, deci e un material foarte bun, proprietăți mecanice foarte bune. Asta va fi o instalație tot pentru Valeo, dar asta va fi cu robot. Structura, compoziția va fi similară cu cea de acolo, dar mișcarea pieselor cu robot. Deci toate aceste operații, toate frezările care se fac, le comandăm afară, deci de la realizat. Dar am vrea ca să comandăm gata asamblate și noi să adunăm numai restul. Deci,
aceste produse deja sunt foarte bine controlate, există echipă, fiindcă asta este una dintre grijile acționarilor, că ce o să fie peste 5 ani, peste nu știu cât. Instalațiile de călire deja au un suport tehnic, au echipă de proiectare, de testare, care funcționează bine, deci nu au nevoie decât de comenzi și, bineînțeles, oarecare management, ca să știe și ei care e mai urgent, care este, mă rog, cu costurile unde să fie, dar asta deja acest domeniu este bine pregătit pentru următorii 5 ani, ca să nu zic mai mult. Întreaga clădire și firma a fost proiectată pentru proiectarea, fabricarea transformatorilor și bobinelor. Deci, producția de bază astea sunt cutiile cele mai mari care intră în producția de bază, în care intră niște bobine și așa cum vedeți, chiar și aici peste tot sunt bucățele din proiectul cel mare. Însă dacă există hala și totul e pregătit, având doar o comandă de genul acesta, dintr-o singură comandă se face aproape un profit, aproape cât e profitul lui Agis, dacă se face în condiții bune. Și, da, mă rog, acum lucrurile sunt fiindcă... La 7 și mai, adică mai aveți 6-7 de trecut, ați spus 7. Nu, suntem la 12-lea. Fiindcă 17 a fost și 5 au mai rămas în afară de asta. Dar vedeți că, de exemplu, aici toate aceste piese, plăci, le cumpărăm gata debitate, gata găurite. Partea de cupru, le cumpărăm gata prelucrate, fiindcă altfel nu s-ar putea. Și atunci, toată rama asta, încercăm să o cumpărăm, să le aducem, ca să nu facem. Și dacă totul putem cumpăra, atunci, evident, putem face mai multe. Așa e. Scurtați timpul de execuție. Sigur. Și colegii se ocupă cu acele operații care sunt specifice, pentru care clientul ne caută pe noi. Și unele care le vedeți acolo în față, asta pentru încălzit țevi. Da? Da. Păi, gândiți-vă că la firma din Canada, unde va fi instalația, o să fie vreo 6 ansambluri lungi și o să fie 11 mai scurte. Dar pentru încălzirea țării, pentru? Pentru ca peretele să aibă proprietăți bune. Peretele? Peretele, da. Fiindcă în țeava uneori circulă lichide presiune mare și o țeavă odată pusă unde e pusă, nu poate să fisureze, nu poate să aibă nimic. Știu cum era, cum lucram în statea, zic, numai o flașă era 10.000 de dolari. Da, da, da. O flașă. Da, da, da. Numai că țeava, fiindcă, de exemplu, avem și pe site, avem și pe broșură aici. La țeava undeva pe la 9-12 inci. Asta unde ajung țevile astea, la mineriț? Nu, asta la transport, uțiței, transport, gaze, deci sunt... Da, numai că țeava, când este făcută din bucata aia de metal, are, deci peretele n-are proprietăți mecanice foarte bune. Fiindcă e o bucată de metal care este împunsă de o tijă, mă rog, mai puțin ajustată, și ca materialul și peretele să fie proprietăți, să aibă proprietăți foarte bune, se încălzește la 900 de grade, după aceea se răcește, după iarăși se încălzește. Și atunci, bineînțeles, se face și verificarea, fiindcă dacă e ceva, incluziunea aia trebuie descoperită, dar dacă nu, atunci durează 1000 de ani. Deci asta este și deja s-a cerut ofertă pentru alt set, astfel încât, acum întrebarea, dacă terminăm mai repede clădirea sau vine mai repede comanda.
Am făcut un tur în cadrul halelor AGES cu domnul Molnar și acum ne-am retras într-un birou pentru a ne răspunde la câteva întrebări. Dar vrea să ne spună cum a fost anul 2017. Am văzut că ați anunțat un profit în scădere, cifra de afaceri însă a fost ceva mai mare. Ce s-a întâmplat de-a lungul anului 2017 și rezultatul, dacă ne puteți comenta puțin? Bineînțeles, 2017 a fost un an în care ponderea lucrărilor noi, care necesită, mă rog, eforturi financiare mai mari decât cele pe care le producem în mod obișnuit, a fost mai mare și din acest motiv rezultatul final, profitul a fost mai mic. În același timp însă, pentru noi, privind în perspectivă, anul 2017 a fost un an foarte bun, fiindcă am realizat câteva instalații noi care anii următori vor ajuta să crească și cifra de afaceri, dar bineînțeles și profitul, fiindcă profitul este esențial atât pentru noi cât și pentru acționari. Da. Plănuiți, ne-ați anunțat o politică de dividend stabilă încă de la listare. Cam ce procent din profit v-ați gândit sau asta trebuie discutat în cadrul adunării generale? Bineînțeles, până la urmă adunarea generală este cea care aprobă, însă o propunere bine argumentată este de regulă acceptată. Vom împărți dividende, fiindcă politica este să împărțim în fiecare an dividende. E posibil ca procentajul să fie un pic mai mic decât anul trecut, fiindcă pentru acest an planificăm o investiție care am dorit să o derulăm cât se poate de rapid, tocmai ca la sfârșitul anului 2018-2019 același procentaj de dividende să însemne sume considerabil mai mari, fiindcă procentajul este un lucru, dar valoarea absolută este cea care contează până la urmă. Ne-ați povestit puțin în timp ce ne plimbam prin curte despre investiția pe care plănuiți o realizați. Ne puteți detalia mai mult despre sigur, ce vorba? Detalia, sigur, în măsură în care elementele pot fi detaliate. Vrem să facem să construim o hală industrială de circa 900 de metri pătrați. Această hală ne va permite optimizarea unor faze de producție, fiindcă, în general, prețurile produselor sunt impuse de piață. Ceea ce noi putem să facem este să reducem costurile și, bineînțeles, să creștem capacitatea de producție pentru ca cifra de afaceri să fie mai mare, fără să creștem prea mult mărimea firmei. Va fi o hală în care vom putea produce acele produse pe care în 2017 le-am făcut prima dată pentru o firmă, foarte mare, conducătoare în acest domeniu, și fiindcă rezultatele sunt bune și colectivul de proiectanți, cei care au realizat aceste produse, au dovedit încă o dată că sunt și capabili și sunt interesați să facă produse bune. Din acest motiv ne așteptăm ca la anul să primim alte comenzi de acest gen, iar dacă cumva hala va funcționa, mod sigur, la același produs, la același efort, profitul va fi semnificativ mai mare. Și cum estimați anul 2018? Cum va fi față de anul 2017? Aveți un plan? 2018 este un an în care suntem deja supraîncărcați cu comenzi. Bineînțeles, acest lucru este o veste bună numai dacă vom reuși să onorăm toate comenzile la timp și să onorăm cu costuri rezonabile. Din fericire, câteva dintre produsele mari sunt de tipul celor la care am mai fabricat, astfel încât estimăm un rezultat
mai bun decât anul 2017. Știu că și dumneavoastră sunteți investitori la bursă. Ce căutați atunci când alegeți o companie să includeți în portofoliu? Caut să înțeleg ce face și ce are în gând. Deci în cazul în care din datele pe care le am, înțeleg o viziune, înțeleg un plan și bineînțeles un domeniu de activitate care după părerea mea are perspectivă, atunci bineînțeles pot să cumpăr, pot să devin investitor. Cel mai important este o gândire clară a managementului și bineînțeles o activitate care să fie legată de domenii de perspectivă. Din acest motiv, noi încercăm să fim cât se poate de transparenți și expliciți pentru toți cei care eventual se gândesc să cumpere acțiunile Ages, care, cred eu, fiind și acționar al Ages, constituie o investiție bună. Chiar o dovadă este faptul că mă aflu astăzi aici și i-ați invitat pe toți acționarii să participe la această zi a porților deschise. Știu că și anul trecut am fost și ne-ați făcut un tur al halelor de producție și cred că veți continua această tradiție. Bineînțeles, vom continua această tradiție, fiindcă noi, chiar și înainte să fim listați pe bursă, am căutat ca să fim deschiși, în primul rând, să înțeleagă colectivul, angajații firmei, să înțeleagă clar ce facem, de ce facem, fiindcă în afară de salariul care câștigă fiecare în luna respectivă, este vorba și de perspectiva lunilor și anilor următori. Noi când am listat după o istorie de 27 de ani și când lucrăm în afară de anul curent în care suntem, întotdeauna ne gândim la anii următori, fiindcă peste 2 ani se va întâmpla ceea ce credem noi că trebuie să se întâmple astăzi. Atunci când v-ați asistat la bursă, una dintre companiile de brokeraj sau analiștii povesteau de riscul de succesiune, deoarece în conducerea companiei sunt persoane deja care au o anumită vârstă, probabil va veni vremea în care vor hotărâ să se retragă. Care este planul pentru de succesiune în cadrul conducerii companiei? Acum știți că fiecare activitate are nevoie de conducere și eu nu vreau să minimizez importanța conducerii, că doar asta fac, da. Însă la fel de important este și poate în unele cazuri mai important este prezența specialiștilor, prezența oamenilor care știu să proiecteze instalații, în cazul nostru, care știu să fabrice și încă din 90, când am înființat asociația Scop Lucrativ, preocuparea noastră de bază a fost lărgirea colectivului, să adunăm oameni care au aceeași viziune ca noi, pentru ca acele persoane care încep să cumuleze ani să aibă cui să transmită experiența profesională, fiindcă ceea ce s-a risipit în țară în anii 90, chiar și acum, nu a fost numai industria fizică sub aspect de utilaje, am risipit, am pierdut experiența a mii de specialiști cu care m-am întâlnit și eu și am observat în anii 90 regretul specialiștilor buni, a maestrilor, a inginerilor, a tuturor celor care au acumulat experiență practică care nu era cu nimic mai prejos decât experiența similară din alte țări, numai că acolo utilajele, mijloacele, organizarea a fost mai bună, iar o mare parte din aceste persoane n-a avut cui să transmită cunoștințele și acum când după 25 de ani ne-am trezit că școlile profesionale, pregătirea profesională a personalului este importantă, putem să creăm școli, putem să deschidem școli, numai că nu putem să inventăm specialiști. Și dacă nu ne grăbim, atunci într-adevăr va fi o problemă la nivel național
transmiterea cunoștințelor practice a celor care vor veni. Din acest punct de vedere, noi stăm bine, fiindcă avem specialiști, au competențe crescândă în organizarea unor activități și, bineînțeles, și eu personal sunt destul de mulțumit, fiindcă între alții și copiii mei se apropie de activitatea firmei și atunci vor avea interes să, ca firma să funcționeze bine și, dacă se poate, și mai bine ca acum. Chiar ne ziceați și anterior că sunteți mereu în căutare de forță de muncă și rata de fluctuație a personalului este destul de mică în cadrul agenției. Nu pleacă de la noi oamenii, fiindcă nu le place la noi. Deci au fost cazuri când au plecat în vest, au fost cazuri când s-a întors din vest, fiindcă noi încercăm să-i ajutăm ca să-și vadă că viața poate să aibă un rost și acasă și lucrând la noi. Bineînțeles, încercăm să asigurăm și un venit decent, fără care, bineînțeles, orice satisfacție profesională este insuficientă. Okay, vă mulțumesc mult pentru răspunsuri. Eu vă mulțumesc pentru interes și invităm toți cei care doresc să afle mai mult, doresc să vadă cum facem, ce avem de gând, să vină să ne viziteze și explicăm cu mare plăcere, așa cum facem de altfel zilnic în cadrul firmei cu oamenii noștri cu care lucrăm. Thank you.